În comunitate cu Ioana Brușten Bine v-am găsit în comunitate, Ioana Brușten sunt eu. Astăzi ne întâlnim cu medicul-psihiatru Gabriel Diaconu ca să vorbim despre tentativele de suicid, despre motivele care te împing să iei o astfel de decizie, despre suportul și ajutorul de care au nevoie acești oameni ca să aleagă viața. De ce acest subiect, poate vă întrebați? Pentru că se pare că se întâmplă des și nu ne dorim să se transforme într-un fenomen. Pentru că a înțelege și a comunica este primul pas pe drumul spre rezolvarea problemelor. Sau cel puțin sperăm așa să fie. Suntem aici pe 98.3 sau online pe bucureștefem.ro. Ne vedeți și live pe pagina de Facebook București FM. Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la subiectul zilei, puteți apela linia noastră de WhatsApp 0741 22 22 Gabi, bine ai venit la București TV, mulțumesc că ești aici. Salut, mulțumesc de invitație. În contextul dat de mai multe tentative de suicid care au avut loc în ultima vreme, vorbim despre, despre acest lucru. De ce se întâmplă? Sau, mai exact, să înțelegem de ce se întâmplă ca să știm ce am putea face ca să preîntâmpinăm aceste acțiuni. Adică. Uh, să se înțeleagă poate de către cei care au această intenție că nu e singura soluție asta, să aleagă să se termină cu viața. Subiectul comportamentului suicidar revine ciclic în atenție publică, tocmai pentru că sunt printre victime persoane care aveau un anumit profil. Pe de altă parte, dăți seama că anual în România sunt câteva mii de persoane care mor prin suicid, majoritatea anonime și majoritatea dintre ele lasă în urmă urmări și consecințe care sunt durabile. Durabile pentru anturajul lor, pentru familia lor, pentru cunoștințele, pentru prietenilor. Și, drept urmare, nu cred că ar trebui să fie un an în care să nu vorbim despre dreptul la viață pe de-o parte, dreptul la sănătate mentală, dreptul la acces la servicii, dar în același timp și fenomenul suicidului pe larg. Pentru că Primul mare obstacol într-o anumită conversație este aversiunea socială față de cuvânt și față de întâmplare. Pă, cred că este teamă, nu știu dacă este aversiunea. în continuare aversiune socială, deși oamenii poate că între timp au mai citit cărți de dezvoltare personală sau poate se consideră emancipați sau poate consideră unii dintre ei chiar că există un bun raționament pentru care să te omor la un moment dat, ce știu eu. Dar în fapt cultural avem o aversiune față de suicid. Din ce punct de vedere? În cele din urmă, pentru că suntem învățați de mici în România. Unul la mână că nu suntem în posesia vieții, ci că ne este dată. Doi la mână că viața este sacră. Și trei la mână că violența față de viață se numește altfel decât suicid. Se numește crimă. Uh -huh. Și atunci dăți seama că în, în digerarea unui astfel de moment, când o persoană moare, dar în același timp se omoară, cel puțin pe calapodul românesc, pică foarte greu. Și, pe de-o parte, putem să vorbim despre, despre oameni care suferă de diverse maladii e, psihiatrice sau care au diverse probleme de viață și care se gândesc la sinucidere sau care fac tentative. Dar, la fel de bine, dacă facem un pic de zoom out și ne uităm la societate în ansamblu ei, merită să le dăm și oamenilor ce este al lor, anume dreptul de a resimți aversiune, de a resimți frică, dreptul de a avea întrebări și, la fel de bine. Dreptul de a interacționa cumva, de a, de a trece puntea între lumi. Pentru că prima mare realitate este că atunci când vine vorba de o persoană care se angajează într-un act suicidar, lumea de unde se angajează acea persoană în act suicidar este profund distinctă. Românul zice de obicei, înțeleg. Oamenii spun de obicei, înțeleg. Dar e un clișeu, e de multe ori un tic social. Dacă ei de fapt, un pic la întrebări, spune ce înțelegi tu, ce obțin în experiența mea, pe care nu ca o să o generalizez, dar cred că este un pic educat. De deci, cele mai multe ori oamenii habar nu au, dar se prefac social ca să nu se facă de rușine. Și chiar și când au habar, vor pica în cele din urmă în, în marea enigmă. Pentru că și dacă înțelegi, de fapt tot nu înțelegi. Și atunci, de fapt, problema nu e de înțelegerea fenomenului. Problema este, pe de o parte, de sancționa fenomenului, pentru că între noi fie vorba, sunt mulți oameni care mor prin suicid și care nu aveau de murit, care nu erau de murit. Iar doi, trecând prin asta, mai este și realitatea că sunt oameni care s-au sinucis, care, hai să zicem prozaic, erau de murit, iar acești oameni trebuie iertați. Pentru că în cele din urmă, dacă este un adevăr universal valabil la toate sinuciderile de pe cuprinsul planetei Pământ, este că pleacă dintr-o durere psihică absolut copleșitoare, de nedovedit, și că la momentul respectiv, pe puntea în în a conștiinței, omul respectiv a făcut cât s-a priceput el mai bine, ori asta este o chestiune asupra căreia merită să cumpănim. Ce înseamnă că s-a întâmplat cel mai bine pentru omul respectiv? În mintea lui, ca individ, unica opțiune a fost opțiunea suicidului. Noi putem... Să venim după aia și să spunem, stai un pic, că nu era unica opțiune, că erau multe altele care fuseseră neexplorate. Și asta e foarte adevărat. Dar uite, nu trecem punta aceea de care spuneai tu că în punta comunicării, ajungi la un moment dat în, într-o într egală, aș spune, deznădejde pe care o resimte suicidarul. O egală neputință pe care o resimte suicidarul. Și într-o furie simetrică pe care o are și suicidarul. Ca să-ți dau un exemplu. Mulți, mulți ani în urmă deja într-o vreme în care cercetarea în suicidologie era mult mai frenetică și se întâmplau tot felul de chestii drăguțe, niște cercetători în Israel au luat un model al suicidului care cuprindea toate variabilele. Știți că în zilele noastre toată lumea e cu ChatGPT GPT și cu inteligența artificială și cu o, o să fie și o să facem. Ăștia în Israel, acum, a spune chiar 15 ani, aveau inteligența artificială și într-un supercomputer au băgat toate variabilele astea, încât calculatorul pe care l-au învățat ei despre comportamentul suicidar să înceapă să discrimineze pe o bază de date. Era un proiect de cercetare. Și să ridice un steguleț roșu la momentul la care, nu știu, acest ecosistem de inteligență artificială conchidea că devine iminent suicidul. Și, practic, au avut două sisteme. Asta a fost cercetarea lor. Da? Pe de-o parte, în statul Israel, continuau oameni să treacă prin sistemul de sănătate sau ce știu eu. Și era Strategia Națională de Prevenție a Suicidului și pe de altă parte era Gașca Asta Vesele cu inteligență Artificială, care avea un supercomputer și băgase tot corpul de cercetare în prevenția suicidului și calculatorul spunea la un moment dat, atenție, X este haim, în pericol să, să. Uh -huh. La un an distanță au comparat cele două ecosisteme. Dezamăgirea a fost când, cu toată știința despre prevenția suicidului, n-au reușit să scadă rata de suicid. Deci, mare inteligență artificială nu făcuse mai mult decât nu. sistemul clasic? Nu. Chestia asta a pus foarte multă lume pe gânduri, pentru că, uite, noi, în, în medicină, plecăm de la complex la simplu și înapoi la complex. E procedeul ăsta prin care începem cu analiză și după care sinteză și ar trebui să oferim lumii ceva. Sperăm tot timpul că este o, unealtă mai bună, o undiță mai bună de salvat vieți, sau că este un medicament mai bun, sau că este o politică de sănătate mai bună. Cu toate astea, dacă stai să te uiți în lume, la programele care au făcut o diferență în rata sinucidurilor, majoritatea nu a avut de a face cu suicidul proper, adică cu fenomenul însuși, cât cu haloul de vulnerabilitate. Și aici asta este ceea ce la halou de vulnerabilitate. Îmi în spuneam înainte să întrebăm în emisie că, spre exemplu, la adolescenți, jumătate din tentativele de suicid sunt în contextul ruperii relaționale. Și evident, dacă stai să te la trendurile de suicidalitate, de la an la an tot este o persoană după o anumită vârstă și cu o anumită autoritate academică și spune îngrijorător crește frecvența la adolescență. Asta se întâmplă din totdeauna, nu e ca și cum ar fi ajuns pe un munte aleverestul în zilele noastre, căștile sunt minuscule, sunt cam cum crește cursurile euro, a treia digital. Bun, uh, și în contextul respectiv, dacă jumătate din tentative sunt în contextul perirelaționale. Ai putea foarte bine să intervii cu medicamente sau ce știu eu și să faci o generație întreagă de adolescenți fericiți pe pastile. Sau ai putea să intervii cu educație, ai putea să intervii cu psihologie, ai putea să intervii cu ceea ce se numește sistemul de confidență, încât să vezi dacă adolescenții au un prieten apropiat cu care să discute, dacă au o relație bună cu părinții Și asta e dacă vrei Acesta doar. Asta fiind un... halou. E o chestiune care ține de halou. La fel de bine cum. De la Burebista încoace știm că românii nu pot să fie convinși să nu mai bea. Dar, peste ocean, în anumite state, când s-au aplicat anumite strategii preventive de tip um, QIB, aici că te duci într-o anumită zonă și începi să observi care sunt persoanele care sunt dependente de droguri sau persoane care consumă alcool sau persoane care sunt considerate la risc, pe o anumită matrice. Și să începi să faci intervenții țintite în comunitățile respective. Prin intervenție înțelegând ce? În primul și în primul rând igiena consumului. Noi În România avem o atitudine de asta. Spuneam și mai devreme, de aversiune față. Dar e o chestie duplicitară. Pe cât de aversivi suntem față de suicid, pe atât de permisiv suntem, spre exemplu, vis-a-vis -vis de consumul de alcool. Deși este al doilea mare determinant. Mai bine de jumătate din tentativele de suicid completate sunt în contextul intoxicației cu alcool. Și atunci, noi ca țară, zicem, da, ar trebui să luptăm cu flagelul, să deschidem un hotline de suicid și să promovăm medicația psihotropă, nu știu unde, pisici, dar, vis-a-vis -vis de igienă, nutriție, alimentație, Dar, pe știți mai departe. Bun. Și atunci, ce ar trebui să faci? Ca o strategie, ca o intervenție? Din nou, să te duci la populația vulnerabilă. Să duci la populația vulnerabilă și să inițiezi acele gesturi care ar putea, nu neapărat să facă omul bine. Atenție. Ar putea să-i dea ani de viață. Ar putea să-l ferească de. Calea finală... Care e logic, este o cale e logic dar e mult mai complicat și implică mult mai multă muncă. Apropo de asta, noi avem o strategie națională antisuicid suicid că ai pomenit de nu. statele care au. Avem uh, o foaie de parcurs. Avem un memorandum făcut acum 16 ani. Imediat după aderarea la Uniunea Europeană. Și care atât de bun a fost încât unul la mână n-a fost aplicat, doi la mână n-a fost revizuit. Și pe care în ultimul an și jumătate de când nu e un secret, am și o poziție oficială în Ministerul Sănătății, îl luăm, îl parcelăm, există un proiect european în colaborare cu OECD și căutăm să îl refacem și să dăm o direcție pe agenda de sănătate mentală 2023, ia către 2030, pentru că asta fac memorandumurile. Ar trebui să stabilească foi de parcurs care să fie transpartinice să nu fie asumate politic de o culoare sau de altă culoare, ci să fie asumate în corp, de tot corpul politicienilor. Ca să fie sigur că rămân și la și schimbarea puterii. ar trebui ar puterii. să rămână. Din, din, ce propunea acea foaie de parcurs în 2007, mai mult am stricat decât am rezolvat. Când Asta spun am, trist. Da, am să spun de ce. De ce zic mai mult am stricat decât am rezolvat? Pentru că, spre exemplu, acolo, elementul central era psihiatria comunitară. Până acum despre asta vorbeam, de fapt. În psihiatrie comunitară însemnă mai degrabă ambulatorii de specialitate, centre de sănătate mentală, echipe mixte care se meargă în comunități, în revanșă la spitalul de psihiatrie. Okay. E mai ușor privind acum la 15 plus în distanță să înțelegem ce a mers rău decât să observăm ce ar fi putut să meargă bine sau ce a mers bine. Și asta pentru că așa se întâmplă cu răul. răul să știi că analitic e mult mai potrivit pentru omul de cercetare, să uite la rău decât la bine. Ce a mers rău este că în toate etapele de reformă ale sistemului sanitar by and large, în mare, spitalele au ajuns să fie amenințate cu extinția prin simplu fapt că nu se puteau susține financiar și pe cale de consecință singura lor soluție de a supraviețui a fost, culmea, să vadă mai multă clientelă. Pentru că oamenii poate nu realizează, spitalele supraviețuiesc și bugetele lor multianuale supraviețuiesc pentru că decontează servicii și primesc bani. Okay. De fapt, funcționează ca peste tot în economie dar din care bani trebuie să înceapă să plătească personal administrativ facturi nebunii și salariile doctorilor. Și salariile au crescut, facturile au crescut, ce știu eu. La un moment dat, spitalul a ajuns să funcționeze la un randament în psihiatrie, vorbesc. Aproape la 150% ca să poată să facă față. Asta a însemnat aglomerare, dar a însemnat și că de undeva trebuia să iei clienți. Și de unde luai clienți de pe stradă, că veneau la camera de gardă sau veneau cu bilet de internare și pe cale de, de consecință, psihiatria, deși n-ar fi trebuit să întâmple treaba asta, în secolul 21, s-a concentrat înapoi, în spatele zidurilor groase, care au fost înălțate acum mai bine de două secole, unde inițial puneam alienații mentali, așa se numeau prin secolul XVII-XVIII, dar în zilele noastre punem clienții de uh, sănătate, cărora li se decontează servicii. Chestia asta a creat un rău, din păcate, care uneori pare de nesurmontat. De ce? Pentru că au otrăvit însăși sursa de la care a trebuit să plecăm cu politicile de sănătate. Anume, au otrăvit piscina de date. Vrând nevrând, oamenii ia primeau un diagnostic. Diagnosticul respectiv era preambulul ca spitalul să-și ia de la casa de asigurări. Acum imaginează dacă tu ai de supraviețuit, pentru un diagnostic A, să zicem că primești 10 lei, dar pentru un diagnostic A plus B, să zicem că primești 15 lei, ce diagnostic ai să pui tu? Mm, am înțeles, deci... Uh... Pe care de, de consecință, din nou, și a fost una, a doua etapă, nimeni nu știe în România câți oameni au... Diagnostice psihiatrice. Există date care cu sunt adevărat. Cu, cu adevărat, să ne înțelegem. Eu am propus o cifră și este o cifră care este extrapolată din Eurostat, din Eurobarometru, cam pe unde se află România ce știm. Și am spus la un moment dat și mi-asum acea cifră și o să-mi asum până mor că sunt undeva la 1-6 un milioane de români. Mi se care pare trăiesc pare imens. Nu, este o chestie care, care, care cumva ar trebui să ne dea genul ăla de frison productiv, pentru că nu numărul este important. Cât recunoașterea lor. Este importantă că nu sunt toți, fie îmi permis termenul, chiar dacă e derogator, nebuni. Majoritatea sunt în continuare contribuabili, sunt mame și tați, sunt profesori, sunt ingineri, sunt șoferi de autobuz, sunt mecanici de locomotivă, sunt oameni care merită să fie recunoscuți în loc să fie tratați ca fiind niște paria. Stigma socială, în momentul în care te uiți la aproape 30% din populația României în zilele noastre, ar trebui să fie înlăturată pentru că, din stigmă, căci vorbeam de suicid, nu? Din stigmă, printre altele, se naște și sentimentul reprobabil de aversiune. Oamenii ăștia nu ar trebui să trăiască printre noi, dar între noi fie vor. Oamenii ăștia trăiesc printre noi pentru că e vorba de noi. Adică, nu Oamenii e ca și ăștia cum. suntem noi. Știi cum, cum e veni? vorba de, de, de chestiunea asta? Că e un, disonanța cognitivă funcționează așa. Uh, da, noi înțelegem că există depresie și suntem toleranți la depresie, dar nu suntem îi se întâmplă. Sunt undeva sau departe, dincolo. Da, tot timpul e, e undeva dincolo de deal, dincolo de gard, după care lovește trăznetul și oamenii se declară șocați, la fel și când vine vorba de, de suicid. Printre primele mele studii, înainte să plec din România în 2004, cu asta ai putea să spui că am reușit să plec din România, înainte să intru în Uniunea Europeană, a fost un studiu pe o populație de adolescenți cu privire la ideația suicidară. Ăsta e primul stăvilar, dacă vrei. Și am aplicat chestionare, cred că a fost un 400 de adolescenți la vremea respectivă, două licee, fostul meu liceu și încă unul, și 75% aveau gânduri de suicid. Asta era la începutul anilor 2000. Și ai spune, oh my god, e o cifră imensă și este dramatic. Și eu am fost la fel, frisonat. M-am dus la congres. Mie mi se pare că România este un fel de... În zilele noastre e foarte incorrect politic să spui țara lumii a treia, dar înțelegi. Okay? Un fel de zonă de război sau ceva. Dar am ajuns la congresele acestea și evident că erau oameni care veneau din Franța, din Germania, din Marea Britanie, din Canada, din Statele Unite, din... în fin. Și când am pus cifrele astea pe, pe, masă, oamenii au scos cifrele lor și au zis, ha, e ca la noi. Nu se poate că la voi e mai bine, voi sunteți țări civilizate, nu sunteți junglă cum e România. Aveam o idee profund disonantă în cap și am spus, stai un pic, stai un pic că este corect, în cele din urmă ideația suicidară, este o chestiune pe care poți să o măsori, dar care, din păcate sau din fericire, nu e predictivă pentru tentativă sau pentru moarte prin suicid. Oamenii trec prin perioade întunecate și ies pe partea cealaltă. O fază, dar în principiu e, răzbați la lumină. E o, e o chestiune care, dacă stai să te uiți la starea cercetării și în zilele noastre, 20 de ani mai târziu, care uneori îmi, creează și mie un pic de pauză, este că ne tot concentrăm pe ce face oamenii să fie rău sau ce duce oamenii să fie în situații și mai fragile sau și mai fragile până la punctul la care mor, nu avem neapărat o viziune centrată pe reziliență. Adică noi nu învățăm de la omul care s-a gândit la suicid după care a făcut nu știu ce, hocus pocus și viața lui a mers înainte. Nu ne uităm la omul care a făcut o tentativă de suicid neletală, dar vedem după aceea ce a intervenit. Adică noi nu creștem pe un proiect ingineresc de succes. Da, noi povestile tot de succes, da. Știi că atunci când vin inundațiile, că tot e acum senzorul inundațiilor și noi punem saci de aia, să nu avem viitură, să prevenim viitura. Dar până să vină inundațiile, noi nu avem o strategie prin care să facem albi mai bune sau să facem diguri mai mari sau mai robuste sau sau. Și care va să zic că suntem așa, ca un câine care își urmărește coada. Apropo de strategie, tu spuneai la un moment dat că, din punctul tău de vedere, peste 90% din decesele prin suicid sunt prevenibile. Nu spun eu. Nu, nu, nu. Oamenii confundă chestia asta acum, că cifrele pe care eu le scoleam vis a Nu, acestea sunt date care pot să fie trasate înapoi în cercetare și care pot să fie verificate. Și este, este o statistică absolut sinistră din punctul meu de vedere, că a fost făcută la un moment dat. Dacă stai să te uiți, te tehnica se numește autopsie psihologică. În momentul în care, în, în alte țări, nu în România. Vreau să fac o, o, o scurtă paranteză aici, care este o paranteză, cred eu, definitivă vis-a-vis -vis de unde e România și unde trebuie să ajungă. Încă în România, în 2023, centralizarea sinucidelor se face prin Ministerul de Interne. Să ne înțelegem. De ce? Nu se face. Păi pentru că așa a fost cumva moștenită din, din perioada comunistă și postcomunistă. Există o bază de date pe care o raportează INML-ul, pentru că INML-ul, care ține totuși de Ministerul Sănătății, în cazul de morți suspecte, unde se deschide dosar penal, Ministerul de Interne, right? a, trebuie să conchide că moartea a fost prin suicid. Adică, la Ministerul de Interne se centralizează morțile suspecte. Morțile suspecte merg toate la INML și apoi INML o spune ok, a fost sau nu a fost suicid. E, e prea mult de vorbit aici, dar îți spune ceva despre etosul românesc. Da? Că deși noi am decriminalizat suicidul de vreo jumătate și mai bine de secol, încă îi folosim pe polițiști și pe oamenii de la INML ca să numere cazurile de decese. Am închis paranteza. Bun. În, în, în ceea ce privește autopsia psihologică, la momentul la care o persoană, din păcate, a decedat, sunt oameni care vor vorbi cu. Noi le spunem informants, aparținători care pot să ofere informații despre persoana care a murit, și evident că vor fi întrebări care sunt țintite și de la care putem lua, adică extrapola variabile vis-a-vis -vis de starea lor de sănătate psihologică și psihiatrică în preașma sau înainte, înainte de. de pasajul act. Și când, când stai să te uiți, constați că există evident o, o, o piramidă, cumva un, un munte de asta toxic care conduce către suicid. Însă, în majoritatea cazurilor, factorul declanșator a fost mai degrabă ecologic, a fost bobărnacul cosmic, a fost paiul care a rupt spinarea cămilei și atâta reziliență cât avea persoana înainte de a face pasajul la act, de fapt, putea să fie hrănită. De fapt, în 9 din 10 cazuri, putea să fie intervenit în situația respectivă. E de altfel motivul pentru care, și este o situație asupra care nu are sens să uh, păstrăm sau nu vreo glorie foarte rar se vorbește despre specialitatea mea ca fiind salvatoare de vieți. Adică de obicei se vorbește despre, nu știu, pompierii smurd și despre chirurgii care intervin și fac toracotomii și bagă sonde de intubație rotraheală, dar n-ai să vezi niciodată un clip care se prezinte, nu știu, niște psihiatri mai mult sau mai puțin tocilari care iau poza salvatorului, dar în fiecare zi undeva în România un psihiatru salvează vieți în fiecare zi în România, din totalitatea cazurilor care ar putea să termine prin deces, prezența de oportunitate a unui psihiatru, a unui psiholog, a unui ecosistem imperfect cum este acesta, salvează vieți. Pentru că din totalitatea oamenilor care ar putea să facă o tentativă de suicid, oameni care alerg să meargă, aleg să meargă la medic sau la psiholog, cumva intervin în diateza lor suicidară. Vă aduc aminte în comunitatea astăzi, suntem împreună cu Gabriel Diacon, un medic specialist psihiatru cu supra-specializare în suicidologie și psihotraumatologie. Sună foarte complicat. <laughs> da. da. Uh, tot așa, cred că tot tu spuneai la un moment dat povestea asta, că tragediile te obligă să privești în urmă la ce ai făcut, dar mai ales la ce nu ai făcut. Corect. Și apropo de lucrul ăsta, ce ar trebui sau s-ar putea face? Că de la întrebarea asta am plecat cum ar trebui să trateze societatea, medicina, psihiatria, poate mai mult decât o fac în acest moment, acest fenomen? Dăm voie să-ți dau un exemplu recent. Și este un exemplu, am să păstrez discreția cu privire la protagonist. n are importanță, corect. Dar e foarte drăguță să Poziția asta de consilier de ministru vine la pachet cu tot felul de aparent privilegii, dar și cu câteva momente profund stânjenitoare. Unul dintre ele a fost când mă trezesc cu un telefon de la un cetățean dintr-un oraș al Patriei, care, cum fac mulți cetățeni ai Patriei, voia neapărat să discute cu mine pentru că a auzit că sunt o persoană foarte specială, etc., etc. De fapt, realist vorbim, voia să fac trafic de influență. Um, articolul de cod penal este foarte clar, 191 cod penal este foarte clar. I l-am explicat la momentul la care a venit, dar despre ce era vorba, de fapt. Omul căuta să-și dezvolte rețeaua lui de centre de recuperare post-detox în dependență de alcool. Și. Uh, o idee altfel foarte bună, mi-a venit cumva vreo 5 minute greu să explic că, uite, știți, în momentul în care dumneavoastră îmi ziceți chestia asta și eu dau chestia asta mai departe, intru într-o culpă penală, chiar dacă eu nu sunt pe statul de plată al Ministerului și nu vă pot ajuta pe persoană fizică, pentru că mai sunt alți 5 care poate că au și ei aceleași idei, aceleași demersuri, aceleași inițiative. Omul temerar, absolut temerar, a făcut mult bine României. Căuta să se dezvolte într-un anumit județ, unde să-și deschidă o nouă clinică. Și problema a fost că omul, pe banii lui, să ne înțelegem, a, a cumpărat lotul, a înălțat ce avea de înălțat, după care a început dansul aprobărilor și acolo s-a trezit că nu era dorit în județul faimos al României pentru că oamenii din comunitate se simțeau amenințați. Noi vrem să vină drogații la noi în județ. Ai înțeles? Hmm, și hmm. este o realitate. Pentru că, pe de-o parte între ghilimele, drogații României, sau spune cum vrei, nebunii României, pericolul României, trăiesc zi de zi în România, pe de altă parte, majoritatea oamenilor, dacă îi întreb, și sunt sondaje făcute în sensul ăsta, ar prefera ca oamenii ăștia să stea undeva mai la periferie. Ar prefera să, să fie nu fie aibă legătură, contact și... Pentru că, dincolo de aversiune, mai este și noțiunea asta încetățenită în România. Că pacientul cu diagnostic psihiatric sau persoana bolnavă psihică, să zice vulgar, e periculos. Nu poți să-i convingi pe români veci pururi, cu date absolut concrete, că paradoxal acești oameni care au un diagnostic sunt mai puțin periculoși decât media populațională din, din simplu fapt că au făcut ceva pentru asta. Deci... E, este sancționată în România. Am un pacient, trecem de la una alta, dar e cu sens, cred, sper. Am un pacient care, în ziua în care un judecător în România a decis că este infracțiune să fi surprins de poliție uh, sub influența medicației psihotrope. A fost o decizie, nu contează. Omul a zis, băi, noi în România suntem penalizați că vrem să avem grijă de tulburările noastre, de anxietate, de depresiile noastre. Să le și ținem de... sub control. Să le ținem sub control, care va să că, băi, tot nou ne scot până nas chestia asta, în loc să... Aici suntem. Aici suntem. Cetățeanul respectiv cu dezvoltarea am propus, ok, adunați-vă între voi, formați o comunitate. Dacă veniți toți, nu se mai numește trafic de influență, se numește lobby, se numește reformă. Dar vezi, în România mai e cât un nebun frumos care vine cu o idee și, repet, codul penal este neînălătător. Care este influența, sau cât de gravă, cât de, de urâtă, este influența singurătății în declanșarea sau intensificarea uh, problemelor acestora de tip psihic pentru oameni? La o anumită vârstă, E mai complicat decât la altele? E foarte interesant la singurătate că același lucru pe care îl propovăduim psihologic, pe măsură ce omul crește în, în scopul de a se individua, în scopul de a căpăta autonomie, se poate transforma malign și la un moment dat de partea cealaltă se devină așa ca un fel de glonț de uraniu sărăcit care încă elimina radiații. Cred că ne lipsesc termenii, când vorbim de singurătate, care să separe totuși substratele singurătății, într atât încât când ne uităm la acest fenomen să păstrăm totuși partea aia frumoasă, lidilică romantică a singurătății și mai degrabă când vine vorba de varianta patologică, să-i spunem în singurare. Uh -huh. Pentru că procesul acela este un proces magmatic, extrem, extrem de, de viu uh, și noxic, uh, e pustirea dacă stau să mă gândesc, treptat, treptat să-i găsesc din ce în ce mai multe repere în vocabularii limbii române, sunt categorii sociale unde nici măcar nu mai poți să vorbești de singurătate, ci, ci vorbești de uh, abisul uitării. Sunt oameni care sunt absolut ignorați. Există un tip, Jasper Ford, care are un, o carte foarte frumoasă, care se numește Shades of Grey. Nimic de-a face cu filmul uh, cu uh, Light Pornography sau ce era acolo. Și e un roman de ăsta distopic, în care societatea este calibrată pe abilitatea ochiului de a distinge anumite nuanțe de culori și evident că sunt unii care sunt dominanți roșu sau dominanți verde sau dominanți albaștri. După care mai sunt unii care văd pur și simplu normal dar ei sunt puși în categoria celor gri și care prin decizia guvernatorului sunt ignorați de toți ceilalți. Hmm. E bine, vezi ca să revenim la însingurare, sunt oameni în România și sunt întrești categorii sociale care sunt pustite și care sunt complet Anonime, dar nimic că nu poți să lici anonime. Sunt golite de conținut din conglomeratul social-cultural. Când și când mai fac grevă, știi? Și cu care ocazie ne aducem aminte că există. Îți dau un exemplu. E un exemplu care m-am întâlnit. -un exemplu, e un exemplu e, haios și cred eu relevant. Grefierii. Așa? Da, în sistemul de justiție. Da da, 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 da. Dacă eu iau acum un cetățean pe stradă și îl întreb ce este acela un grefier și cu ce se ocupe, oamenii o să aibă senzația că sunt așa un fel de secretar sau dactilograf. Nimic în plus, nimic în minus. Uh, există întreg angrenajul ăsta, știi, the belly of the beast, știi, burta leviatanului și care fac societatea românească să funcționeze, dar care sunt disprețuiți de toată lumea pentru că noi avem un excepționalist ăsta absolut uh, malefic pe undeva prin care uh, ne dorim o lume și e haios, dar e trist, guvernată de piloni. Adică undeva și eu sunt, cred eu, pe alocuri inconsecvent că în momentul în care spun public Societatea ar trebui să aibă pilon, să aibă educație, să aibă sănătate, să aibă lege, respectiv să, să investim în profesori, în medici și în polițiști. Dar, I'm reminded, mi se tot aduce aminte și caut să mă corejez la rândul meu de momentele în care aș muri după un instalator. <laughs> Societatea are nevoie de multe categorii. Nu, în, în, în cele din urmă, maturizarea unui lumi și a unei culturi presupune să ieșim din dogma excepționalismului profesional fără să picăm în păcatul proletariatului. Că pe noi asta ne-a smintit. A venit un moment în care o grupă foarte mică de oameni ne-a spus că toți oamenii sunt egali fără să știm exact în fața cui sau folosind ce criteriu și după care a început ferma animalelor și dacă avea origini sănătoase era mai egal decât la cu origine sănătoase și lucrurile s-au dus foarte, foarte rău la vale după aceea. Și asta a făcut, apropo de suicid, ca să rămânem pe subiect, asta a făcut ca, la un moment dat subiectul acesta al suferinței umane, al durerii psihice, să pice în fundal, pentru că omul nou n-avea cum să fie altceva decât sănătos. Tu îți dai seama. N-avea voie. N-avea voie. Și atunci noi din 90 încoace, sunt trei decenii și intrăm într-al patrulea deja bine, căutăm să lingem rana asta. S-au succedat generații, au murit oameni. Înainte să vin astăzi aici, sunt șocat și cred că am să protestez public față de chestia asta, un eminent profesor neurochirurg scrie în negru pe alb o enormitate. Spune el acolo că oamenii pot să facă boli grave și cancer. Obligatoriu cancerul trebuie să apară în astfel de momente. Ca să atragă atenția. Da. A, din cauza stresului. Depresia, anxietatea, spune domn profesor. Poți să tu -și dai Tu stai seama. Păi și omul nici măcar nu-și dă seama cât este de stigmatizat în chestia asta brusc. Lăsând o parte că până acum depresivii România erau amenințați de propria condiție mizeră existențială și de simptomele de boală, mai nu o să facă și cancer pe deasupra. Suntem o societate care, până la maturitate, am impresia că mai are drum lung de străbătut. Mm. Dar astfel de opinii, care sunt pseudomedicale și care sunt mai degrabă uh, lanseta unei ideologii antimedicale, de fapt. Eh? Uh, și antisistemice, sfârșesc prin a tulbura niște oameni care au nume, prenume, care au conumerii personali și care au o poveste de viață. Au o poveste de viață și eu trăind în fiecare zi în cabinet cu oameni care vin și spun că am bancul ăla cu bulă, cine e mama, cine e tata, cine e domnul doctor, tot trudesc. Și nu sunt singur. În, în, România, de exemplu, trudesc medici de toate specialitățile. Eu o să trag un pic spuza pe turta specialității mele. Trudesc medici psihiatri. Acolo reputație continuă să fie, cred eu, în mod inadecvat, tratată superficial. Când spun că e tratat superficial, mai refer cu privire la ontologia lor, cu privire la formația lor profesională, cu privire la destinul lor în comunitate. Sunt, cum spunea un prieten al meu dermatolog, sunt periferia medicinei. Așa erau văzuți. Periferia medicinei. Ce voi meriți Nici măcar nu faceți medicină. Ce vă învață pe voi în specialitatea Pentru că, uite, în continuare, mintea nu continuă în, în, în relație cu corpul să existe ca organ medical. Uh -huh. Și atunci oamenii cumva sunt așa, un pic cum, cum e poiana lui Iocan, știi, ca moromete. Sunt <gânt> îndoiți. Apropo de asta, în cabinet, sunt mai mulți oameni care vin cu probleme decât altă dată nu ști să spun. Uh, de ce spun că nu aș să spun? Pentru că atunci când, când ai o practică privată, lucrurile sunt limitate de orele din săptămână și poți cel mult indirect să, să spui ok, am o linie de așteptare, dar și acolo e un păcat, pentru că de la un punct încolo a liniei de așteptare, oamenii nu mai au răbdare să aștepte. Și atunci, în cazul meu personal, e... sunt foarte făstăcit, pentru că îmi dau seama că n-ar trebui să fie niciodată mai lungă de maxim două săptămâni. Și de foarte mulți ani deja nu mi-aduc aminte să fi fost vreodată o linie de așteptare mai scurtă de două săptămâni. Și dacă stau să mă uit la statistica în spitalele publice, iarăși o chestie pe care oamenii nu o știu. Tu știi care e timpul mediu de așteptare într-un spital public de psihiatrie pentru o internare în prezent? Nu. Trei luni. Mi se pare foarte mult pentru rata care e în criză. Mulțumesc. Știi care e rata de ocupare în spitalele psihiatrie psih 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 ale României la orice moment? 100%? Nu scade niciodată sub 95%. Dar au fost situații și sunt în continuare centre unde este la 110, 115, 120%. România este judecată pentru faptul că este supraaglomerat sistemul public de psihiatrie și implicit și sistemul în spitalele pentru măsuri de siguranță. Dar asta se întâmplă pentru că ce-ar trebui să fie un buffer, ce-ar trebui să fie un tampon, ce-ar putea să fie rezolvat extra muros în afara spitalului, prin lipsa de servicii, ajunge să fie catapultat în spital și apoi mai este un adevăr. Ok, spitalul vine, face, drege, putem să fim toți cheerleaders pentru medicul de spital, dar pacientul când iese, în România ar trebui să iasă cumva pe, pe o, 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 rampă de reinserție socială, doar că e cucuruzul. Adică omul când iese în spitalul de psihiatrie, e la prima stație de metrou sau prima stație de tramvai. Lumea pe care a lăsat-o nu s-a schimbat cu nimic. Serviciile sociale de reinserție sunt, sunt la limita inocenței. Spus, da. Și, uite, vezi, ai putea să spui fira la naibii, ai să plecăm toți din țara asta că e stricată. Dar, eu văd lucrurile astea. Văd lucrurile astea cumva prin, prin filtru și motivația de a îmbunătăți. Sunt și lucruri care se întâmplă bine, și în fiecare zi sunt lucruri care se întâmplă bine, și de, din nou prefer să construim pe el. Îmbunătățirea asta ar putea să înceapă de la crearea acestor uh, servicii comunitare, oh, în da. comunitate? Oh, da. Ar putea să fie uh, un prim pas bun? Uite, primul loc unde ai nevoie să intervii, de fapt, este la câți psihiatri vrem să avem în România, că suntem prea puțini, și chiar dacă am fi suficient de puțini sau suficient de mulți, mai rămâne și să ne distribuim cum se cade, și mai rămâne și. Uh, eu poate că vorbesc un pic ipocrit, că lucrez în practică privată de atâția ani și nici n-am să mă duc să lucrez pentru stat cât de curând. Dar, pe de altă parte, asta e specia mea. Am colegi psihiatri care n-ar munci niciodată la privat și care lucrează doar în sistemul public și cinste lor. Dar viața de spital este într-un anumit fel. Când ai o, o anumită mantie de protecție, ei se simt un pic descoperiți și vulnerabili dacă merg în ambulatoriu. Se simt vulnerabili financiar, se simt vulnerabili instituțional. Și atunci, ca să îi împingi un pic în zona asta, ai nevoie să-i asculți și ai nevoie să crezi mai mult decât uh, bucșele astea sistemice de care au nevoie, încât să-și facă meseria. Lasă-mă să spun un lucru. Un psihiatru, dacă vrea să lucreze cu pacientul lui, îl doare la bașcheți de logistică și uh, de regimul hotelier, până în momentul la care devine o variabilă în îngrijirea medicală. O, o chestiune pe care România încă n-a înțeles-o despre medicină este că nu se întâmplă la clanță. Adică nu, nu se întâmplă nici la clanță, nici la linoleu, nu se întâmplă nici la baie, nu se întâmplă nici la hârtie igienică. Devine despre ele prin mizeria și tracasul suplimentar. Orice absolvent de medicină, când se duce el să-și vadă pacientul lui, ideal ar fi să nu fie nevoie să ocupe de nimic altceva. Că să se, se ducă, bună ziua, madame, știi, să se ducă bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule, și să vină lucrurile cum s-ar spune la nas. Să nu stea să-și bată capul cu birocrație, cu hrățologie, cu pisici. Dar uite că viața nu e perfectă și atunci chestiile astea ajung să, să polueze un pic calitatea actului medical. Gabi, care ar fi primul lucru pe care l-ai face dacă ai avea posibilitatea, puterea, mm. în momentul potrivit să faci pentru îmbunătățirea acestei situații în domeniul tău? E o chestie pe care am început deja să fac, dar este un slow burn, adică o chestie care, care cumva trebuie coaptă, trebuie maturată și... Uh, nu reinventăm roate, e o chestie pe care au făcut-o și alte state. Și uite, noi trecem acum printr-un pasaj, sper din suflet să ne și iasă. Adică, spre o deosebire de politicieni, eu fiind a politic, îmi permit să spun sper să ne iasă. Și... Adică, nu, nu am să zic, vom face. <laughs> sper să ne iasă. Um, în, în alte țări, principala problemă este, este gătuitura asta pe care o ai la prima prezentare în, în spitalul de psihiatrie. Pentru că acolo se creează cumva o problemă. Uh, majoritatea prezentărilor, la un moment dat, ori nu sunt primite în spital ori dacă este o zi un pic mai liberă, pe secții, că buf! No. So, ceea ce îmi doresc să facem, plecând de la centrele de permanență, care sunt pe agenda guvernamentală și care sunt pe agenda de sănătate, aș vrea ca în centrele de permanență să avem și o linie de criză pentru, pentru sănătate mentală. Okay. Încât oamenii să poată să aibă ceea ce noi numim tradițional internări de zi și pur și simplu să le mutăm de spitalul de psihiatrie să luăm în spitalul general, să demitizăm un pic monospecialitatea asta, să aducem psihiatria în cu târgului, că tot ai tu în spate calea victoriei uh, și pe cale de consecință să lecuim un pic parte din aversiunea asta socială, parte din sentimentul ăsta de rușine, de stigmă. Eu am tot felul de probleme, pentru că uite, spre exemplu, inclusiv Organizația Mondială a, a Sănătății, în încercarea de a destigmatiza boala psihică, a ajuns să folosească niște acronime care, care sunt Kafka, anume Uh, nu mai spun persoane diagnosticate cu boală psihică, ci în încercarea de a elimina cuvântul psihic, care e radioactiv, au început să le spună persoane care trăiesc cu experiența. People living with the experience. Și problema cu acest acronim... Doamne! Ok? O să spun literele. <laughs> Pentru cine suferă de dislexie, ca și mine, <laughs> o să fie un chuckle, o să fie un moment. People living with the experience. Ok? P, L, W, <laughs> drăguț, drăguț, Dar uite da. că ei caută să, să aducă pe undeva problema de sănătate mentală în mainstream În condițiile în care 2023, iuhu, este anul în care OMS Worldwide a declarat că este anul sănătății mentale. Adică este pe agenda guvernelor, pentru că există tot procesul de recuperare și reziliență post-pandemică Și este de bun simț Dacă noi, mă refer la noi comunitatea de bune practici în sănătate mentală, psihiatri, psihoterapeuți, psihologi dacă noi nu exploatăm momentul ăsta, pleacă baba. Deci, anul ăsta ar trebui să se întâmple o mulțime de lucruri bune, adică ar fi toate Suntem premizele. Suntem la jumătatea lui și încă nu s-au întâmplat. Dar fi premizele, da. dar uite că nu se întâmplă. Iar apropo de, de teamă și de aversiune și de acel pas înapoi când auzi de psihiatrie și de psihiatru, iată, am stat cu un psihiatru o aici, în mm. studio, și a fost o discuție absolut, absolut remarcabilă. Mi-a făcut mare plăcere, mă bucur și mulțumesc pentru tot ceea ce ne-ai spus. Nu e de bucurat uh, subiectul și uh, datele pe care le-ai adus uh, aici în fața noastră. Jumătatea lui 2023 și nu s-a întâmplat ceea ce ar fi fost normal să se întâmple, dar, nu știu, hai să privim cu speranță înainte. Mă gândesc. Cred că merită să ne uităm în general înainte, mai mult decât cu speranță, să ne uităm cu luciditate, pentru că, în greacă, cele două cuvinte, speranță și luciditate, au rădăcină comună. Și când vine vorba de luciditate vom avea mult, mult de reparat la România asta. Te uiți în, în posterul tău, este imaginea cu Palatul Regal. El a fost scârpit atât după al doilea război mondial, cât și după Revoluție. Eu mă plim destul de des pe acolo. Și ceea ce fac, pentru că sunt un om un pic excentric, este să mă uit să văd dacă mai surprind urme de gloanțe, știi? Mm. Uh, în, în, ideea în care... Vezi tu, România are o, are o mare problemă. Noi ne-am imaginat că o să depășim momentul Revoluției în 89 dacă o să acoperim găurile de gloanțe, până încât să nu se mai vadă nimic. Asta fac mulți dintre pacienții mei cu rănile și cu traumele lor și afișează așa un gen de înaltă funcționare când, de fapt, ar trebui poate să le lase la vedere, pentru că nu e o rușine să ai urme de gloanțe pe tine. Devine o rușine să-ți imaginezi că oamenii o să aibă un reflex de apărare dacă cumva ți și oamenii ar trebui să înțeleagă și da. ce cu urmele acestea de gloanțe. Mulțumesc tare, tare mult, Gabi, pentru discuția de astăzi și prezența aici în comunitatea la București FM. Și eu. A fost Gabriel Diacon, un medic specialist psihiatru cu supra-specializare în suicidologie și psihotraumatologie, consilier în Ministerul Sănătății, alături de noi. Ioana Bruștea sunt eu, vă mulțumesc dacă ați fost pe, frec pe frecvență sau poate live pe pagina de Facebook. Rămâneți și în continuare pe 98,3 la